Lucrează de aproape 15 ani în televiziune, în perioada în care a reușit prin intermediul producțiilor semnate să câștige simpatia atât a publicului cât și a specialiștilor în cinematografie și jurnalism. Vorbim despre Alexandra Dediu, care în cei aproape 7 ani de când s-a înființat RTS a obținut cele mai multe premii la diferite concursuri naționale și internaționale. Filmele turistice ori religioase au făcut ca numele televiziunii Severin să fie cunoscute atât în țară cât și în străinătate, iar producțiile semnate RTS să fie considerate favorite la competiții. Cine are curiozitatea să viziteze insula Amorgos din îndepărtatul arhipelag al Cicladelor poate avea o experiență de neuitat. În toți acești ani, peste 14 de televiziune, s-au adunat 9 premii, am spus 2 internaționale, în Croația și în insula Amorgos, anul acesta în primăvară, în Grecia. S-au adunat filme la diverse festivaluri, doar la Sinfest am obținut 3 premii pentru film turistic, pentru cel mai bun film turistic cu Minunile Turciei, pentru film documentar și iarăși pentru film turistic anul acesta, iată cu materialul pe care l-am filmat în insula Amorgos. Ca și în cazul celorlalți producători de la RTS, Alexandra Dediu a reușit să surprindă de fiecare dată prin originalitate, dar mai ales prin mesajul transmis și acuratețea compoziției. Realizarea unor astfel de producții nu ar fi fost însă posibilă fără dăruire de sine și dorință de autodepășire. Secretul este, cred că, în primul rând, să crezi tu în ceea ce faci și să scoți la iveală exact ce ar vrea omul să vadă. Trebuie să fii un foarte fin psiholog. Atunci când realizezi un film, ai o cantitate mare de material brut și trebuie să scoți esența esenței, dar nu așa doar să înșirui niște cuvinte și niște imagini pe lângă. Trebuie să aduci trăirea ta, aportul tău sufletesc, repet asta, pentru că dacă tu nu trăiești momentul respectiv și nu te gândești la oamenii care o să se uite, cu siguranță nu o să iasă ceva bun. O să iasă o înșiruire de cadre și eventual cuvinte. Și atât. Mai este aproape o lună și Radio Televiziunea Severin împlinește 7 ani de existență. Numărul trofeelor obținute la diferite festivaluri naționale și internaționale se apropie de 20. Acest fapt demonstrează că suntem pe drumul cel bun, iar valoarea producțiilor semnate de RTS a fost confirmată nu doar de telespectatori, ci și de specialiști.